deja o prezentare suficient de dialectică și încălbătarea problematice. Rămân totuși la ideea mea inițială. Îmi doresc acest exercițiu de empatie și am intrarea, capirea, poziția celuilalt și să începem să găsim argumente pentru părintele profesor Nicolae Arcănescu, aș pune întrebarea. Găsiți un argument pentru care etica să fie predată în școli și pentru părintele profesor Vasile Lăducă. Găsiți un argument pentru care istoria religiilor ar trebui să intre cumva la parte cu teologia în normală școlară. De în ceea ce privește, vreau încălzită să mulțumesc organizatorilor acestui întâlnit, pentru că am fost realmente un privilegiu și un venit de la schimba aceste opinii absolut necesare, de o temă care sigur rămâne așa cum se află cu foarte mare actualitate. Trăim într-adevăr într-o țară liberă, într-o țară care orice opțiune poate deveni posibilă, dacă nu e și posibilă. Pe mare, discuțiile sunt binevenite pe tema oportunității sau, mă rog, altor variante privind ora de religie sau, mă rog, alte alternative și școlile din publice din România. În ceea ce mă privește, v-aș ruga să-mi permiteți să nu mă pronunț în ceea ce privește capitolul etică, pentru că colegul meu este specialist în etică și în teologie morală și sunt convins că o face dânsul. În schimb, am să mă pronunț în ceea ce privește cealaltă disciplină, care văd că apare ca o alternativă, și anume istoria religiilor. Spun că am posibilitatea să mă pronunț, cred eu, în cunoștință de cauză, întrucât mă preocupă la modul foarte serios această disciplină, acest domeniu, încă din anul 1980, când am intrat la doctorat și am ales ca disciplină de studiu istoria religiilor. Am continuat studiile în străinătate, mult mai târziu, mi-am susținut, așa cum spuneam, domnule Cuble, mi-am susținut teza în Germania, în timpul de săvârșirea opei budiste, va avea în perspectivă creștină. Dar nu numai atât, din anii 85 până astăzi am predat exclusiv istoria religiilor. Fie că am predat o perioadă de 8 ani la seminarul teologic din Caransebeș, am predat după aceea, în aceeași perioadă, după anii 90, câțiva ani, la liceul de matematică fizică și la liceul pedagogic din aceeași localitate, tot istoria religiilor la cererea elevilor și a conducerii celor două licee. Am predat după aceea, începând din anii 92, în învățământul superior până astăzi, istoria și filozofia religiilor. O lungă perioadă de aproape 20 de ani la Universitatea din Iași, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, dar în același timp, o perioadă de 5 ani de zile și la Facultatea de Litere din Iași, am fost solicitat, predând la secția estetică și literatură comparată. Am predat după aceea, inclusiv la Facultatea de Științe Economice din Iași, la cererea studenților, istoria religiilor. Așa încât aș putea spune că am suficientă experiență pentru a mă pronunța privind oportunitatea prevederii acestei discipline, dar nu numai atât, ci și privind gradul de receptare din partea tinerilor, fie ei elevi sau studenți, vis-a-vis de această disciplină. Am trăit o experiență de pildă foarte frumoasă atunci când am predat în seminar, deci în învățământul mediu, dar și în cele două licee, cu pregăderea cele două licee, unde exista un entuziasm, poate, zic eu, astăzi, uitându-mă în urmă, și datorită faptului că, așa cum vă amintiți cu toții, după anii 90 era un entuziasm general și o deschidere aproape totală spre tot ceea ce înseamnă religie, teologie și
și știu eu alte oferte de acest gen. Am avut aceea posibilitatea să țin conferințe aproape la toate marile universități din țară în perioada anilor 1990-2000. Și, de asemenea, pe teme religioase, încât cunosc destul de bine interesul pentru această disciplină în rândul tinerilor. Problema care se pune acum trebuie însă să fie raportată la ce nivel ne propunem, dacă ne propunem, să facem o asemenea ofertă pentru tine. Pentru că este neîndoielnic faptul că a propune istoria religiilor de pildă pentru clasele 1-8 este ceva absurd. N-ai cum să predai budismul, islamul, hinduismul, elevilor, copiilor care nici măcar nu s-au despredicit bine să știe cam ce înseamnă cultura universală. Pentru că în cele din urmă, istoria religiilor nu este doar o istorie a religiilor, ci este colectată în mod obligatoriu cu tot ceea ce înseamnă culturi, civilizații ale omenirii și așa mai departe. Urmare, dacă ar fi să mă gândesc și dacă sigur s-ar lua în calcul eventualitatea unei asemenea oferte pentru anumiți elevi, aceștia ar trebui să fie în mod obligatoriu, după părerea mea, pentru ultimii ani de liceu, clasele eventual 11 sau 12, și bineînțeles pentru anumite facultăți, pentru studenții anumite facultăți, cum ar fi cele de filozofie, de istorie, de literă, așa cum a fost în cazul meu, sociologie, pentru că se face sociologie a religiei și așa mai departe. În privința necesității sau oportunității studiului acestei discipline, dincolo de faptul dacă ea s-ar putea constitui, ar putea deveni o alternativă pentru alte oferte, spre religie, aceasta trebuie, este o problemă care trebuie discutată, pentru că, până la urmă, ceea ce ne propunem noi, sau ceea ce cred că s-a înțeles prin propunerea plătării bolii de religie în școli, este, de fapt, nu doar o ofertă informațională, pur informațională, ci este și o ofertă educațională. Prin urmare, dacă se propune o disciplină pentru a fi predată, trebuie să se stabilească din capul locului faptul dacă prin aceasta se urmărește și o anumită educație a celor care intră în contact cu disciplina respectivă, sau dacă nu, cumva le transmite pur și simplu doar simple informații, așa cum se întâmplă de foarte multe ori în cadrul altor discipline care se predau. O religie, prin definiție, așa cum o văd eu, nu poate fi separată de caracterul educațional. Religia nu poate fi în școală o simplă ofertă informațională. Aspectul formativ în cele din urmă, și eu cred că așa a fost gândit inițial, aspectul formativ este cel care trebuie să predomine. Pentru că, așa cum observați astăzi, trăim într-o lume în care valorile morale, pentru că tot s-a vorbit de etică, din păcate, nu prea o mai au într-o anumită măsură foarte mare valoare și nu în cele din urmă, datorită faptului că, din păcate, uneori se observă în societate chiar un anumit tip de inversare a ierarhiei valorilor. Mergându-se, din păcate, uneori până acolo cât se ajunge ca valorile să treacă în accepțiunea unora ca non-valori și non-valorile drept valori. Din experiența mea, mai ales legată de examene de grad cu profesorii de religie, în multe licee din Moldova și școli, am avut posibilitatea
să aflu de la mulți profesori de religie această realitate care, din păcate, este prezentă și nu poate fi ignorată. Mi s-a spus de nenumărate ori de către anumiți profesori, da, într-adevăr, copiii care se mai conduc uneori după anumite principii, după anumite criterii, respectă anumite norme morale, sunt uneori, din păcate, marginalizați și socotiți, adesuieți, depășiți și așa mai departe. În mare, revenind la această problemă, aș vrea să subliniez încă o dată, trebuie să stabilim în capul locului dacă, prin ora de religie, de etică sau ce va fi ea până la urmă, se urmărește să se pună un accent, dacă nu preponderez, cel puțin în egală măsură, pe partea educațională și, sigur, și informațională, sau dacă nu, cumva, vrem să transmitem doar anumite informații. Sigur, mai aș avea multe de adăugat, că m-a preocupat această problemă. Eu am publicat o carte anul trecut la Editura Trita, se intitulează Religie, Modernitate și Postmodernitate, în care se regăsesc multe asemenea preocupări pe care le-am avut de-a lungul timpului, examinând această temă.